Orice infecție este un motiv de îngrijorare, dar atunci când vorbim despre infecțiile dentare, grijile vin la pachet cu o durere aproape insuportabilă. Cele mai multe infecții dentare iau forma unui absces care, lăsat netratat, poate duce chiar la pierderea dinților. Haideți să vedem ce sfaturi au medicii ca să ne ferim de astfel de neplăceri. Abscesul dentar se manifestă prin apariția durerii la nivelul dintelui sau a gingiei sau prin ridicarea dintelui. Dacă tratamentul este întârziat, infecția se poate răspândi și astfel apar febra, stare de vomă sau frisoanele. De cele mai multe ori, cauza este neglijarea igienei orale. Există însă și alte motive. Cele mai frecvente cauze sunt cele bacteriene sau cariile netratate care se extind la os sau la țesuturile moi. Abscesul dentar poate fi localizat în pulpa dentară sau în structura osoasă de sprijină dintelui. Puroiul poate erupe prin obraz sau poate afecta osul. Asta duce chiar și la extragerea dintelui respectiv. În acest caz putem apela la implanturile dentare ca metodă de tratament. Pentru formele mai ușoare de absces, tratamentul nu este atât de drastic. Prima oară se recurge la tratamentul de urgență, adică drenarea abscesului, spălarea. În paralel se merge cu un tratament medicamentos pe bază de antibiotice. Copiii și persoanele care nu au o igienă orală adecvată sau consumă în exces alimente care conțin zahăr sunt cei mai predispuși abscesului dentar. Ei se pot feri de neplăceri și de durerile care par uneori insuportabile cu îngrijire adecvată a cavității bucale. Un periaj corect, folosirea ației dentare, un control periodic la medicul stomatolog. Mai trebuie menționat că unele persoane pot avea o gură foarte uscată. Acest lucru poate cauza apariția de carii dentare profunde, care se formează rapid și duc inevitabil către un absces. Aceste probleme se pot preveni prin clătirea periodică a gurii cu apă sau prin folosirea de gumă de mestecat sau bomboane fără zahăr.